Bicicliștii din Timișoara ies din nou în grup organizat, de data aceasta pentru a atrage atenția asupra planetei. Pedalarea are loc cu ocazia Orei Pământului, iar participanții au gândit deja un traseu de o oră pe mai multe străzi din oraș. Vrem să arătăm încă o dată că bicicleta este cel mai eficient mijloc de deplasare în cazul congestiilor urbane, asigurând o viteză medie de deplasare la orele de vârf mult superioară față de cea asigurată de automobil, transmit organizatorii care țin să precizeze că evenimentul este dedicat planetei, scriu cei de la Tion.ro. Adunarea se dă în Parcul Central în 19 martie, atunci când România celebrează Ora Pământului de la ora 20. Participanții trebuie să fie echipați cu lumini și elemente reflectorizante. Potrivit orapământului.ro, Earth Hour se ține anul acesta sâmbătă 19 martie între ora 20 și 30 de minute și 21 și 30 de minute, când oamenii sunt invitați să stingă luminile, să se implice în acțiuni de mediu și să își schimbe comportamentul pentru a avea un impact mai mic asupra naturii.